Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a examinat documentul care a fost prezentat. Conform legii învățământului din 1997 și conform regulamentului de organizare a studiilor de masterat specializat, această diplomă nu întrunește cerințele. Ori, pentru a avea o diplomă de master, trebuie să realizezi studii, să susții examene și să susții teza de master. Lucrurile acestea nu s-au întâmplat. Consilierul președintelui Alan Emerenco a devenit subiectul unui scandal de proporții atât în Republica Moldova cât și peste hotarele țării, după ce presa a scos la iveală că ea și-ar fi obținut diploma de master ilicit.